Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă învăț cum puteți să intrați într-o facțiune pe serverul rpg3.bizon.ro. În primul rând, pentru a putea intra într-o facțiune trebuie să aveți nivelul necesar și să aveți un număr de ore jucate în ultimele două luni acumulate. Din câte țin minte, 10 ore pentru un anumit tip de facțiune. Oricum, le găsiți pe forum minimul de ore la regulamentul facțiunilor. Pe forum, aici forum.bizon.ro și dați la aici, San Andreas Multiplayer, Server Announcements, pe orice server RPG și după la Public Faction Rules. Sau dați pe o facțiune și după dați aici, Peaceful Faction General Rules, probabil că o să fie și acolo. Dar nu contează asta, undeva la 10 ore trebuie să aveți pentru a aplica într-o facțiune, 10 ore acumulate în ultimele 2 luni. Haideți să vedem, din câte ținem minte. Haideți să vedem cum putem aplica într-o facțiune. După ce ați îndeplinit aceste condiții, puteți aplica într-o facțiune atât timp cât acest clopoțel este pe verde, cât timp aplicațiile sunt deschise. Și pentru a aplica aici veți vedea în dreapta un buton care scrie Apply, A-P-P-L-Y. Aici dați click pe acel buton și vă trimite să faceți o aplicație. Haideți să vedem și noi aici cum arată o aplicație, dăm pe Applications la orice facțiune. Va trebui să completați un rând de un șir de întrebări, vârsta reală, număr de ore petrecute pe zi în joc, interval orar, explicați pentru părăsirea facțiunilor anterioare, pentru acțiunile de la admin, descrierea personală, limba engleză, de ce doriți să alături acestei facțiuni, care sunt planurile tale ca viitor jucător și alte informații folositoare pentru lider. Acum, probabil că vă întrebați și voi, ok, am nivelul, aplicațiile sunt deschise. Cum trebuie să aplic ca să fie bună aplicația, ca să mă accepte? În primul rând, nu trebuie să copiați o aplicație. Deci aplicațiile copiate sunt respinse direct. Poți să ai 200 de ore pe lună. Dacă ai aplicația copiată, ești respins direct. Așa că haideți să vedem aici cum putem pe rând, cum putem completa aceste întrebări. Bun, hai să vedem aici. Deci luăm un rândul acesta de aplicație. Vârsta reală. Aici spune ce vârsta aveți. De obicei trebuie să răspundeți cu subiect și predicat. Am 16 ani, am nu știu câți ani. Deci nu aruncați așa ani, 16 ani și gata. Număr de ore petrecute pe zi în joc. Spuneți, petrec pe joc în jur de 4-5 ore sau cât timp petreceți voi. Dar ca să ne fie mai ușor, haideți să mergem pe aplicația mea. Să vă explic mai bine, pentru că mi este mult mai ușor să vă explic pe aplicația mea. Aici, bun. Petrec X ore. Interval ora de joc. Nu am unul stabilit. Puteți spune așa sau mă joc între ora D și ora D. Explicați pentru părăsirea facțiunilor anterioare. Aici trebuie să spuneți clar facțiunile pe care voi le-ați părăsit. Pentru a fi mai ușor, dați așa, dați la Faction și vă uitați exact ce facțiune ați părăsit, în ce facțiune ați fost și spuneți, am ieșit din, nu știu, SFPD pentru că am vrut să încerc o facțiune mai avansată ca Hitman Agency. După am ieșit din cauza faptului că am greșit și am făcut două contracte sub 150 de metri și m-am decis să mă reîntorc într-un departament pentru a-mi arăta aptitudinile. Și spuneți, odată cu intrarea în, nu știu, Hitman Agency am învățat cum să mă dezvolt mai bine într-o facțiune și am dobândit rancuri mai mari și de atunci am colindat facțiunile pentru a ajuta liderii. De exemplu, o formulare mai adecvată. Explicați pe facțiunile primite de la admin. Aici este foarte important pentru că dacă voi nu spuneți aici ce sancțiuni ați primit și mințiți, de exemplu, aveți un ban și voi spuneți n-am primit nicio sancțiune. Sunteți respinși direct pentru că ați mințit. Fiți întotdeauna sinceri la acest capitol. Dați pe profilul vostru și după dați la în stânga, la banul, banlog, kicklog și așa mai departe, pentru a vedea ce sancțiune ați primit de la admin, dacă nu mai țineți minte, deși foarte improbabil să țineți minte. Haideți să vedem aici. Aici descrierea voastră ca persoană. Aici să aveți undeva la, nu știu, 10 rânduri minim, gen cam așa să fie și spune, sunt o, uite, hai să vedem, să citim descrierea mea. Sunt o persoană foarte sociabilă, care îi place să ajute foarte mult oamenii. Nu vreau să mă laud, dar sunt și un foarte inteligent, nu știu ce.
Hai să mai citim încă un paragraf. Iubesc oamenii sinceri care sunt inocenți din punct de vedere al caracterului. Nu-mi plac oamenii mincinoși, bârfitori care te înșoară pe la spate. Consider că felul meu de a fi mă face să opresc lucrurile urâte pe care le fac oamenii pe server. Aici mă refer la PD. Lucrurile urâte, D, M, U și așa mai departe. Practic arată de 8 ani, spun că m-a disciplinat și m-a făcut un astfel de om. Descrierea asta mea n-a fost updatată de 2 ani. Păcat, păcat. Uite, clasa 7. Ai cunoștințe de limba engleză? Yes. Aici nu trebuie să spuneți mare lucru, pentru că nici nu o să se încape mare lucru. De ce doriți alături acestei facțiuni? Aici să aveți undeva la 2-3 rânduri. Eu am pus doar un singur rând, pentru că oricum eram acceptat, pentru că eram sub leader, adus din afară. Dar hai să formulăm aici împreună o frază care să cuprindă ceea ce m-a spus eu mai devreme. Doresc numai toate facțiunile SPD, deoarece îmi place să curăț lista de oameni, să asigur liniștea în trafic și aici continuați, de exemplu. De multe ori am fost nedreptățit pe server și vreau să facă dreptate, astfel doresc să mă înrolez ca ofițer și să opresc lucrurile urâte ce se întâmplă pe server. Sunt ferm convins că am aptitudinile necesare pentru a opri aceste lucruri. Nu știu, v-am dat un exemplu de răspuns. Care sunt planurile tale ca viitor jucător? Aici nu începeți că vreau să am Infernus, vreau să am să fac 50 de caca bani. Aici legate strict de planurile voastre reale. Deci nu băgați că vreau să am Infernus sau nu știu ce bun. Doresc să conducem amândoi facțiunea și să o ducem la cote maxime. Aici voi puteți răspunde în felul următor. Doresc să ajung o persoană remarcată pe server care să ajute serverul și din postura de helper sau admin. Ceva de genul ăsta spuneți. Deci nu băgați, încă o dată spun, nu băgați cu vreau să am Infernus și 10 mașini. Sau de-astea. Liderul este obligat să vă răspundă la aplicație în termen de 5 zile. Și hai să vedem de ce poate să fie respinși unii candidați. Hai să vedem. Tipul ăsta a fost respins. Da. Aplicație foarte slabă. A făcut foarte puțin, vedeți și voi aici. Deci a scris foarte puțin, evident că va fi respins. Haideți să vedem pentru ce a fost respins tipul ăsta. Ok, a scris mult, a dat intervale exact, a scris cu subiect și predicat, descriere mare. Mamă, cât a scris, mâncați-aș gura ta. Ok, activitate slabă luna curentă, 0 ore jucate. Da băi, deci poți să ai o aplicație bună, dar să nu ai orele necesare. Chiar dacă ai tu 10 ore în ultimele 2 luni, sunt facțiuni care cer mai multe ore, care vor membri mai active. Asta depinde și de lider dacă vrea să te accepte sau nu. Deci undeva la 2 ore pe zi, eu zic că este ok, 2-3 ore pe zi este foarte ok pentru a aplica într-o facțiune. Haide să vedem pentru ce a fost ok. Hai Sony să vedem pentru ce a respins primul lider LSPD. Prea puține ore jucate. Vedeți, se pune accent pe orele jucate foarte mult atunci când welcome, aici e invitat. Hai să mai vedem aplicația asta. Prea puține ore jucate, vedeți? Deci se pune accent foarte mult pe orele jucate. Hai să vedem aici. Prea puține ore jucate, v-am spus. Stai o clipă, că tipul ăsta, dacă observați voi, a zis că joacă 6-7 ore pe zi și el spune prea puține ore jucate. Aveți grijă când spuneți acolo câte ore jucați pe zi, deci nu câte ore stați voi AFK, câte ore jucați. Hai să vedem pe Vito Corleone, prea puține ore jucate. V-am arătat deja multe dovezi că orele jucate sunt foarte importante. Acum, după ce aplicația voastră este acceptată, LSPD, o să apară așa, acceptat. Și o să vă apară aici sus, your faction application got an answer from the leader. Aplicația dumneavoastră a primit un răspuns de la leader. După ce ați fost acceptat, trebuie să citiți regulamentul intern al facțiunii. De exemplu, nu știu, să spunem că eu am fost acceptat în facțiune la News Reporters. Dau click pe News Reporters și dau aici, click to access News Reporters Forum. Și astfel mă bagă pe forumul News Reporters. Și eu am de citit toate topicurile astea de sus, de aici, importante, pentru a susține testul. Pentru că întrebările vor fi de aici, din aceste topicuri. Dăm pe regulament intern. Și citim aici regulamentul intern și ce mai avem noi nevoie pe aici. Citim și le învățăm. Aveți grijă să nu stați pe forum în timpul testului, pentru că automat o să fiți respinși pentru că ați fost prinși copiând. Vă recomand să citiți toate topicurile, chiar și anunțuri importante, pentru că mai sunt unele schimbări de regulament care nu au fost trecute aici, în regulament intern, dar în schimb au fost trecute aici, în anunțuri importante. Eu vă recomand să știți și topicurile astea mai rapid, de exemplu, în evidența ziare afli când trebuie să pui un ziar
și care este modelul de postare. Și după ce ați fost acceptat, a citit regulamentul, intrați în joc și contactați un membru de rank 4+. Hai să vedem. Membrii de rank 4+ pot da teste cu voi și vă vor pune 15 întrebări din regulamentul facțiunii. După ce le răspundeți, va trebui să susțineți un test practic, care acela variază în funcție de facțiune. De exemplu, la paramedici trebuie să acorzi 2 heal-uri la testul practic ca să fii băgat în facțiune. La TTG trebuie să tractezi o mașină, la taxi trebuie să duci testerul unde spune el, la locațiile pe care le precizează el, câte 5 în fiecare oraș, și aveți punctaje la fiecare test în parte. Dacă ați trecut, dacă considerați că ați fost nedeplățiți la un test, puteți face post testerului și este obligat să vă ofere răspunsurile de vigoare și dovada acum că v-a picat. Dacă ați fost trecuți, intrați în facțiune și vă începeți treaba. Întotdeauna când intrați într-o facțiune, trebuie să verificați cât raport aveți voi de făcut pe săptămână. Raportul de activitate reprezintă punctele pe care trebuie să le efectuezi în fiecare săptămână pentru a nu fi sancționat în facțiune. De exemplu, la rank 1 în taxi, în LS Taxi, trebuie să faceți 30 de transporturi. Imediat vă spun și faptul că rapoartele de activitate variază în funcție de facțiune, chiar dacă este același tip de facțiune, de exemplu taxi. LV Taxi poate o avea mai multe puncte de făcut decât lese taxi, sau mai puține, acum depinde, trebuie să vă uitați la topicul raport de activitate prezent în forumul fiecarei facțiuni în parte. Acum, cei intrați în zilele de joi, vineri, sâmbătă, duminică au raportul de activitate opțional pentru săptămâna respectivă. Raportul de activitate este opțional, nu trebuie să postați nicăieri, liderul se va ocupa de acest aspect. Raportul de activitate îl puteți accesa din tabul Faction la profilul vostru, secțiunea Faction Activity. Și vedeți câte puncte ați făcut săptămâna aceasta. Hai să mergem pe un membru din taxi. Nu știu, hai să mergem pe Andrew Silent, dăm pe Faction, dăm pe... și vedeți că a transportat pe nu știu cine, cu fare nu știu cât, a făcut test cu Y, cu X. Vedeți și voi aici câte puncte are pe săptămâna... câte puncte are în total. Eu fiind admin văd toate punctele lui, dar asta nu e important. Ok, acum v-am spus cum să intrați într-o facțiune. Acum haideți să vă învăț cum puteți dobândi rank 6, pentru că asta e ceva mai greu. Hai să vă arăt. Pentru a putea dobândi rank 6 foarte ușor, este necesar ca voi să vă faceți remarcați într-o facțiune. Spre exemplu, mă iau aici pe mine exemplu, sper că nu vă deranjează. Suivra de jur, contul meu secundar. Hai să vă arăt, intru pe el, așa și așa. Eu, primul meu rank 6 a fost luat în pe RPG3, a fost luat în News Reporters. Vedem, am intrat, am dobândit rank 5 și am fost promovat la rank 6. Parcurgerea tuturor rankurilor este foarte importantă atunci când vreți rank 6. Gen, dacă nu te cunoști cu nimeni pe server, cu liderul sau ceva. Pardon, sau ceva de genul, trebuie să parcurgeți fiecare rank, să dați dovadă de seriozitate și automat veți fi promovați la rank 6, pentru că liderul va vedea că voi asta faceți. După ce arătați devotament într-o facțiune și vă implicați mult acolo, ceilalți lideri ce zic? Bă frate, stai puțin, uite, ăsta a făcut foarte bine News Reporter, s-a ajutat liderul, toată lumea a fost mulțumită de el, hai că pull back și-o la mine facțiune să mă ajute și pe mine. Și așa am luat rank 6 în Lesson School Instructors. După am luat helper și m-am lăsat. Dar haideți să vedem pe contul meu. Așa. Ok. Când eram în LSSI aveam rank 3 în Hitman Agency, deci aici eram, când eram în LSSI. Și după am parcurs din nou toate rankurile și am luat din nou rank 6 pe merit și un rank down pentru că s-a supărat pe mine. E o poveste mai lungă aici, dar contează că am luat rank 6. După am ieșit din Hitman Agency, a văzut liderul Neville că mi-am făcut treaba bine în Hitman Agency, fiind o facțiune foarte respectată, dobândind rank 5 după rank 6, astfel am luat sub lider în National Guard. După s-a schimbat liderul, am primit rank down, după din nou rank 6, asta nu-i problemă. După am ieșit din National Guard și am intrat în LS Taxi, unde și acolo am dobândit rank 6, după în LSPD curent rank 6. Pe mine m-a ajutat foarte mult trecutul meu și mai ales Hitman Agency,
Pentru că ce gândește un lider? Băi, ăsta în Hitman Agency a stat o grămadă. Pentru el, taxiul să fie floare la ureche sau ceva de genul ăsta. Și normal că îi acord rank 6. Nu știu, și eu ca lider aș gândi la fel. Deci v-am spus și cum să obține sub lider. Activitate, devotament într-o facțiune și după vor veni ofertele la voi, nu voi strageți de lideri să vă dea sub lider. Cam atât a fost cu episodul de astăzi, sper că v-a ajutat ceea ce am spus eu pe aici. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să mi le lăsați în comentarii și eu vă voi răspunde la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, v-am pupat, pa!